Doi indivizi din Constanța au fost reținuți de polițiștii buzueni după ce au luat cu forța o femeie de pe stradă și au obligat-o să se prostitueze în folosul lor. Victima a reușit să scape și a alertat poliția. Din cercetări a reușit că la data de 30 iulie 2019, în jurul orei 15, cei doi ar fi lipsit de libertate o femeie de 30 de ani prin folosirea de violențe fizice și verbale, în timp ce aceasta se afla pe centura municipiului Constanța și ar fi transportat-o cu un autoturism în municipiul Râmnicu Sărat în scopul exploatării sexuale. Cei doi de 24 și 40 de ani ar fi cazat victima la o pensiune, după care ar fi transportat-o în zona unei stații PECO, unde aceasta ar fi întreținut relații sexuale contracost cu două persoane, banii fiind însușiți de către unul dintre bărbați. Se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău. A doua zi, dimineață, cei doi ar fi transportat victima în aceeași zonă, în scopul ca aceasta să practice prostituția în folosul lor, dar femeia a abordat un echipaj de poliție și a reușit să scape. Joi, față de cei doi, a fost luată măsura reținerii de către procurorul de caz și prezentați tribunalului Buzău cu propunere de arestare preventivă. La activități au participat polițiștii din cadrul Brigăzii de combatere a criminalității organizate Constanța și a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.